Specialiștii atrag atenția că în această săptămână am putea atinge vârful valului de gripă în România. Ministerul Sănătății preconizează că nu vom depăși 170.000 de cazuri, la fel ca anii din urmă. Situația este însă dramatică în spitale, în anumite unități medicale nu mai există niciun pat liber, iar doctorii caută soluții ca să-și trateze pacienții. Mergem acum în direct la Cristina Ștefan să aflăm mai multe informații despre situația epidemiologică actuală. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața, Ana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Deși nu am atins încă vârful valului de gripă, spitalele sunt supraaglomerate. Pline sunt și secțiile de aici, de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, unde zilnic se prezintă peste 200 de copii. Însă pline sunt și cele mai multe spitale de boli infecțioase, de pildă Institutul Matei Balciu din București, Spitalul Victor Babeș, dar și unele unități medicale din țară, de exemplu secția de pediatrie a Spitalului de boli infecțioase din Constanța este plină. Vârful acestui val de gripă ar putea fi atins săptămâna aceasta, anunță Ministerul Sănătății, iar trendul crescător se va menține până săptămâna următoare. Care este noutatea din acest sezon? Este dată de faptul că avem, din păcate, mai multe co-infecții și ne referim aici la flurona, COVID și gripă, dar și la cazurile simultane cu gripă și virusul sincițial respirator, însă și o nouă subvariantă Omicron, denumită Kraken, care în curând ar putea să devină dominantă și la noi în țară, atrag atenția specialiștii. Ce este bine de știut, spun specialiștii, este că acest trend ar putea să fie descrescător de la sfârșitul acestei luni, începutul lunii următoare, însă este important cu toate acestea să respectăm în continuare măsurile de protecție.